Am făcut în baza unei temeinice analize cu ajutorul colegilor din Ministerul Finanțelor și o analiză de impact, urmând ca detaliile să fie reglementate în continuare, care ne-a dus la concluzia că se pot abroga o serie de taxe extrajudiciare. Fac precizarea că suntem într-o etapă a deciziilor pe acest aspect, în sensul în care toată legislația privind taxele extrajudiciare de timbru va fi periată, va fi analizată cu atenție, urmând ca în perioada următoare să se adopte noi măsuri în acest sens. Pentru moment, taxa extrajudiciară de 2 roni de timbru se abrogă, fiind în acest fel o măsură care va scuti cetățeanul de plata unei sume de bani pentru procurarea unui document, cum ar fi cartea de identitate, cel puțin la prima dorință de a procura cartea de identitate.